voi fi medic în GTA pentru 24 de ore. Ia să vedem cât este ceasul, este 5:39 și la ora 6 și jumătate noi ne vom începe programul. Așa că trebuie să mergem la spital, să luăm ambulanța și să ne facem treaba de medici în GTA. Băi, dați-ule like, să facem 1000 de like în primele 24 de ore dacă mai vreți episoare de acest gen și abonați-vă pentru că mai avem foarte, foarte, foarte puțin Până la suma de 200.000 de abonați Și poate facem un clip special Și niște parte, testăm niște mituri din viața reală Băi, ok, se apropie ora de mers la spital cu ambulanța Așa că mergem direct în viteză Sper să nu facem vreun accident sau ceva pe drum Pentru că nu ar fi ok ca un paramedic de pe ambulanță să facă asta Așa că dați like și dăm direct drumul la treabă, o, nu! Suntem chiar în fața spitalului și aparent totul pare să fie în regulă Avem aici în fața noastră o ambulanță cu care vom merge și ne vom face treaba astăzi A trecut o mașinuță pe acolo Băi, sper ca totul să fie în regulă, să nu avem de deci, ce dați, doamne ferește, că nu avem nevoie de așa ceva Și câte ceasul, mă? Este și 24, deja putem să ne intrăm în roluri, mă Nu dăm de drumul frumos Deja avem primul apel andrei Ok, andrei. bun andrei. I-am dat drumul la sirenă și am plecat, băi! Haide! Voi de capul meu, vedeți că se întâmplă lucruri deja Suntem chemați la o intervenție Stai pe loc, nu te băga în fața ambulanței că ți-a cineva permis Voi de capul meu, e nebunie, bun, deci este 6.38 Deja noi suntem în primul apel, băi, oamenilor li se face rău Mănâncă mult, uh, beau mult, uh, de, se întâmplă multe lucruri Se iau la bătaie, accidente de mașină, este totul insane, credeți-mă Bun, ia uitați, este o domnișoară, văd Este o domnișoară trintită pe jos Dar ce s-a întâmplat cu ea, chiar nu, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ea. Ok, o să mergem să-i facem o verificare. Dați-vă la o parte, totul este în regulă, ok? Totul este în regulă, domnișoară, ce ați pățit? Ce ați pățit, domnișoară? Sunteți bine? Nu, nu prea păreți să fiți bine, că n-ați mai fi fost pe lui să vă chiloți, Nu prea păreți să fiți bine, doamnă. Bun. Ce se întâmplă? Nu știm ce are, ok, nu știm ce are, așa că hai să-i dăm un tratament repede, îi facem uh, 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 un tratament pentru traume, că cine știe, poate a avut o traumă, o traumă în dragoste, o ceva, cine știe ce se întâmplă aici, sau poate, nu știu, s-au mărit ratele la bancă și a leșinat. Sau ceva s-a întâmplat, ok? Bun, ia să vedem, este în regulă, domișoara? Oh, este în regulă, mă, plecat nici măcar mulțumesc când a zis, v ați văzut-o? Da, băi, important este că am salvat prima viață pe ziua de astăzi și trebuie să fim mândri de asta, ok? Trebuie să fim foarte mândri. Bun, noi ne dezactivăm frumos sirenele și mergem mai departe să vedem care este situația cu um, cazurile astea de ambulanță. A intrat... A intrat alt apel, ok. Ok, acceptăm apelul și este o traumă. Bun, trebuie să mergem... Dă-te bă la o parte, bă! Trebuie să mergem să... Bă, dar tot acolo mă cheamă, mă? Dar ce se întâmplă acolo? Nu mai are traume în locul ăla, nu e ok? Nu, dă-te, dă N-am vrut să fac asta, ok? Dați-vă la o parte. Bun, este, este zona asemănătoare, bun. Uh, unde este victima? Uh, cred că în fața mea e victima. Da, asta nu trebuia să se întâmple, dar ăla n-are nimic, mă. N-are nimic, -a să se ridice ăla. Eu am alt apel aici. Eu te -ai, bă. Ok, trebuie să blocăm drumul. Ce a făcut, mă? Să să și ce a plecat. Ce? Da, te bă, cu bă, autobuzul tău magic. Bă, de deci ce nu înțeleg? S-a ridicat și a plecat victima Ok, la asta nu m-aș fi așteptat să plece victima așa, fără nici cea mai mică remușcare ca să nu la ambulanță. Poliția trebuie să... Trauma în piept! Îl doare inima, bă! Îl doare inima, uite și este aproape! Este aproape! În același loc mă cheamă! Bă, se întâmplă ceva aici în zona asta! Ok, o să stau mai mult în zona asta pentru că se întâmplă lucruri. Uite, bă, că sunt pe stradă! Doamne ferește, bă! Bă, doamne ferește, era așa ceva. Dă te la o parte, nu vezi că... Tot o domnișoară e, mă? Nu cred că e tot o domnișoară. Uh, ok, cred că... Cred că o să... Doamne, uh, dați-vă la o parte, vă rog. Dați-vă la o parte, vă rog, am zis! Nu, nu vă dați, a? Doamne, nu vă dați la o parte cumva? Sunt medic, dați-vă la o parte cu... Băi, Oamenii ăștia nu te lasă să-ți faci treaba de paramedic! Tu-i uh, da, pasta asta n-ar fi trebuit să o lovesc. Uh, hai să... Hai că, hai că, ai treaba multă și tu Bă, după ce că am venit să salvez Aici, prietena, tu dai în mine, mă Bă, nerușinat-o Bă, ce sunt și oamenii Din ziua de azi, mă, ok Hai să, hai să vedem ce, ce se întâmplă aici Domnișoară, ce ați pățit? V-a lăsat iubitul? Vă doare inima, spuneți-mi sincer eu sunt un iubit pentru dumneavoastră Ok, ok, uh, tratamente Ok, hai să-i uh, reparăm traumele A, ah, oh, sunteți în regulă, vă mănâncă un pic fața Cred că v-a dat aia o palmă V-a dat aia o palmă și vă doar inima Era iubita ta? Era iubita ta, așa -i? Hai de capul meu, bă Nici nu, nici nu mai știi, bă, la ce să te aștepți în ziua de azi Hai, cu plăcere, dă-i drumul de aici Mergi, circulă, că dacă strac -ți și ție una Astea două au comentat, nu le, nu le ajutăm Bă, dar chiar oare Poți să le ajut și pe astea peste care am dat eu? Îste, să vă chiar sunt chiar sunt curios dacă pot să dacă pot I pe astea Ia. Nu, pe astia nu pot sa i ajut, Ok, doar la apeluri. Merge. dacă sună cineva pentru ei, noi suntem aici să Ok. Altă traumă, mă. Voi, de că pe strada asta se întâmplă în multe 3. lucruri rele, ok? Foarte multe lucruri rele, nu știm din ce motiv, stați pe loc, nu mișcați, stai pe telefon la, la volan, mă, să-ți fie rușine. Dacă n-aveam treabă, te... 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 făceam eu să ai treabă nas. Deci domnișoarele leșină pe strada asta foarte, foarte des, din câte... din câte se poate observa. Domnișoară, ce a pățit? Băi, eu cred că asta a luat droguri. Băi, eu cred că asta a luat droguri, mă. Ia stai așa să văd. Uh, tratamente, ia să vedem, are, are drogurile aia? Ia să o verificăm. Ok. Nu, nu pare să aibă. Nu pare, nu pare să aibă drogurile aia, deci tot este în regulă. De ce vă uitați? Lăsați-o lăsați, lăsați să respire! Lăsați-o să respire, ia să vedem. I facem uh, cardio de alea, așa, să, să, să înțelegeți voi, să fie cum să-i bata inima din nou Că are probleme la cap la alea Și facem de-astea la inimă Ok, bun, văd că, văd că se simte bine Așa că o lăsăm să, o lăsăm să plece, ok? Bun, doamnă, cu plăcere n am ce să vă zic Bă, momentan nimeni n-a avut nevoie de tratament în ambulanță Asta este, Asta este clar Bun, uh, o să vreau să plec cu ambulanța de aici, vă rog. Uh, mai târziu ne vom angaja și la spital. Nu am testat asta, sunt sunt curios doar dacă o să meargă sau ceva. Și vom merge mai departe în așteptarea unui nou apel. Vom sta frumos în trafic pentru că așa este corect și vom aștepta apelul până când primim apelul și bam, pe drum la sirene și plecăm, bă. Ok. Accident. Accident de mașină! Accident de mașină! Mamă, cât de departe! Dați vă la o parte, este un accident de mașină! Cod 3! Cod 3 e grav, bă! Bă, cod 3 e foarte grav, nu știu cum să vă zic. Voi de capul meu, accident de mașină, cod 3, am pus-o, deci trebuie să ajungem în viteză maximă, bă, în viteză maximă, ok, hai să ne luăm, uh, hai să ne luăm backup, să vedem, trebuie să trebuie să chemăm un backup să avem, pentru că uh, unde e mă, aici. Bam, am chemat am chemat și backup -ul. Vine backup-ul după noi. OK. Haideți să mergem. Haideți. Haideți băieții bă, nu, nu vă întoarceți. Pe aici e drumul. Pe aici e drumul. Haideți după mine. Avem și, avem și o ambulanță de backup după noi care sper să ajungă și ea acolo Am chemat întăriri fraților pentru că nu știu dacă reușesc să ajung la timp acolo sau nu Poate ajunge cineva înaintea mea Eu sunt începător pe ambulanță, ok? Bun, deci totul este la situație gravă Nu, dă-te la o parte că nu știu să fac Totul este într-o situație foarte gravă în momentul de față Trebuie să ne grăbim foarte, foarte tare Băi, văd că este și un elicopter de la știri acolo sau ceva. Înseamnă că e treaba gravă, bă. Dar apare merg mai repede decât elicopterul. Cred că mă filmează pe mine în timp ce ajung cu ambulanța, știi? Salut, băieți! Salut! Eu sunt cu băieți acolo. Salut, băieți, știi? Hai, mă. Hai că trebuie să salvăm oamenii, mă. Nu putem să-i lăsăm în accidentul de mașină să rămână. Bă, dă-te-mă la o parte, bă. Bă, n-au zis, mă, să... Apă, banda de urgență, mă. Și eu ne bun. Unde e elicopterul? Bun, elicopterul cred că cred că merge mai repede sau ceva. Nu contează, trebuie să ajungem. Backup-ul nostru vă că este undeva pe hartă. Sper să ajungă și el, pentru că dacă nu ajungem o să fie rău de tot. Mai avem foarte puțin până ajungem la cazul nostru Bă, sper ca totul să fie în regulă A durat destul de mult să ajungem aici Dar am fost chemați tocmai de la oraș Până aici la țară Să vedem care este situația Și văd și pompieri Ok, treaba s-ar putea să fie Treaba s-ar putea să fie gravă, sincer. Ok, ce s-a întâmplat aici? Trebuie să inspectăm mai întâi accidentul. Bă, s-a întâmplat rău de tot, adică... Vai de cap, meu, cineva i-a spart geam, a venit cu descarcerare cu alea. Tot e regulă, băieți, ok? Tot e regulă. Acum vedem care e situația și... Nu, no, nu, no, dați-vă la o parte, ok? Nu trebuie să mă ajutați. Bun, uh, nu e moartă, nu e moartă, respiră. Bă, ce? Ok, uh, uh, da, se întâmplă ceva. Bun, are nevoie de... Aoleu, nu pot să cred. Are nevoie de de-astea pe, pe, pe inimă, bă, de, de, de afecțiuni de real, cum ne zice? Nu știu cum ne zice, bă, dar îi facem, îi facem, nu-i problemă. suport respiratorii, ok? Sunteți în regulă, doamnă, văd că vă mișcați, ok? Nu vă mișcați brusc. Totul poate să fie. OK. Bun, o să vă băgăm în ambulanță, doamnă, să să vă investigăm uh, să vă investigăm mai bine, OK? Haideți, vă rog frumos, urcați-vă în ambulanță cu mine. Haideți. Urcați, vă rog. Urcați, doamnă. Trebuie să trebuie să avem grijă. Bun. Și acum, uh, da, pare să fie în regulă, doamnă. O să o ducem la, o să o ducem la spital, OK? O să o ducem la spital pentru că s-a întâmplat ceva S-a întâmplat ceva foarte rău cu ea Bun Haideți Doamnă, mergem la spital, ok? Mergem la spital, voi uh, puteți Voi puteți pleca de aici Este totul, este tot în regulă, ok? Bun Doamna s-a simțit mai bine așa că i-am dat drumul din ambulanță și o lăsăm să plece acasă, uitați-vă la ea, este ca nouă, băi, este ca nouă, doamna, dar ce s-a întâmplat? Bă, ce? Ce faci, mă? Băi, doamna asta are probleme cu capul, cred Poliția? Poliția? Auziți, doamna, aveți grijă pe unde mergeți Că s-ar putea să vă luați bătaie, ok? Data viitoare nu vă mai ierta. o mi pace, cred că are ceva probleme, doamna Cred că are ceva probleme Bă, dar hai să vedem ce s-a întâmplat cu, cu mașina ei Chiar sunt curios până primim alt apel Chiar sunt curios ce s-a întâmplat cu, cu mașina asta Ia Mamă, frate eu cred că... Eu cred că a fost atacată sau ceva, mă. Aude. A fost o persoană împușcată! Ok. Persoana împușcată aici aproape! Dați-vă la o parte, băi! A fost a perso o persoană împușcată exact aici, aproape de noi. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că ăla pe care îl urmărea poliția sau ceva. Altfel nu-mi explic. Hai să mergem. Ok, vom merge exact pe aici pentru că trebuie să salvăm acea persoană împușcată. Îmi pare rău pentru gardul dumneavoastră, domnule, dar trebuie să-mi fac datoria. Gardul va fi reparat de primărie în 50 de ani lucrători. Hai să mergem. Pe plaja a avut loc crima? Pe plaja, bă? Nu pot să cred. L-a băgat cu capul în nisip. Bă, ăsta cred că e mort, frate. Ăsta Asta cred că e mort. S-a ridicat la mine, voi ați văzut. Ok, uh, e ok, ok. Doamne, e fiul dumneavoastră? Sau dumneavoastră ați impușcat? Poliția a fost treaba! Bă, poliția asta nu-și face treaba deloc, mă, frate. Doamnă, stați mai așa că... Ia, ce tratament îi dăm la băiat ăsta aici? Ii dăm, uh, îi dăm... Îi dăm un desta, frate. Ia. Ești ok? Ești ok, bun? Hai, te pup. Da, data viitoare să aveți grijă, ok? Să aveți grija că nu e deja că cu cum pușcăturile astea. Ați avut noroc, v am împușcat pe lângă ureche. Ați avut mare noroc. Ok. Ok, avem altă traumă aici în oraș. Iar cod 3. Ok, bun. Suntem medici profesioniști acum, ok? Uh, am fost promovați pentru că am avut foarte multe cazuri. Până la ora 3 după amiaza am făcut multe cazuri. Am fost și la accident, am salvat atâția oameni. Niciun om nu a decedat pătura noastră. Așa că trebuie să mergem ca medic să vedem care este situația. Haideți, ia. Yeah. Ok? Stați niștiți, a venit medicul de serviciu, a venit medicul, dați-vă la o parte. Bă, dar tu nu auzi că a venit medicul? Chiar trebuie să te bat? Pă bune, frate, dă-i, -dă dispar din fața mea ca te distrug efectiv. Te distrug, bă, da, tu nu, tu n-ai de gândă, da? Așa ziceam și eu. Bun, s-a întâmplat cu, cu această domnișoară? Ați dat-o pe spate, este? A dat-o pe spate, mă! Ce ai stați niște, domne, că o rezolvăm noi acum. Doamnă, ce ați este prea șarmant băiatul ăsta? Vă dau numărul meu dacă vreți că vă, ajut imediat, ok? Haideți, vă, las numărul meu scris pe, ceva. Hai, vă pup, doamna. da, doamna, doamna, a fost, doamna a fost super ok. N-am ce să zic, mi-a lăsat și numărul de telefon. Te pup. Te pup PC Așa, mi-a lăsat și numărul pentru că știe doar că sunt medic, am bani mulți ca că știți că medicii câștigă bani mulți. Și... Ce? limb trauma! Cod 3 Ok, acceptăm, acceptăm, fraților nu, nu, ne lăsăm Dar, sincer, aș prefera să mă duc la lucruri mai grave cu, cu această mașină Pentru că sunt medic adevărat Acum ai liniște în sală Mai luăm un caz de ăsta și după lor nu ai cazurile grave Pentru că astea se, de astea se poate ocupa și altcineva Adică, pe bune Bă, ce se întâmplă aici? Stai că i Domnul, ce s-a întâmplat, domnul? E grav? E grav, nu? Hai să vedem. O, pe asta, asta am mâncat prea mult. Stai, bă, stai, dă-te așa! Dă-te așa, bă! Domnul Moș, stai liniștit că rezolvăm! Ce are asta, o banană pe el? Pe asta, că mănâncă banană de el, mănâncă numai așa, urma. Asta îmi place să mănânc, mă? Bă, asta îmi place să mănânc! Stai să-l salvăm, pe îmi place să mănânc, bă! Vai de capul meu! Ești în regulă? Ești în regulă, băi? Ok, cred că, cred că e în regulă, ia să vedem. Trauma tratament, îmi place să ai mâncat prea multe urme este? Țai de capul meu, bă! Doamne ferește! Hurry up! Nu știu ce am apasat acolo, dar am apasat ceva. Bun. Uh, da, deci domnul îmi place să mănânc, este în regulă. Uitați-vă la el. E tot ce... Bă, zici că mi-a minte de ăla cu brâschi, bini, dop, dop, dop. ce <laughs> șmechere. Bun. Hai să mergem mai departe. Bă, o să luăm și cazuri cu elicopterul. Atenție, așa că stați aproape. Hai să vedem ce cazuri grave avem noi aici și dacă le putem îndeplini pe toate. Ok, avem un stop cardiac exact aici pe această stradă Trebuie să mergem foarte repede pentru că este cod 3 Acea persoană poate să moară în orice clipă Nu, domnule, lăsați-l! Lăsați-l în pace, știu exact ce trebuie făcut Știu exact ce trebuie... Gata, ah, mă L-am omorât, bă Sunt un... Sunt un medic rău! Da, ai drumul de aici! Din cauza ta l-am omorât! O persoană beată! Person. Ok, bun. O să mergem la o persoană beată. Este cod 2. Este... Este în regulă, ok? Este... Ok, ok, este doar cod 2 Mergem la o persoană beată pentru că persoana cu stop cardiac Băi, am curmat suverința, ok? Nu mai avea nicio șansă la trăit Decât să se chiruie, mai bine am dat bucata Bă, asta e, nu, de fapt o omorât din greșeală, bă Din greșeală la omorât și îmi pare rău Dar să nu mai spuneți la nimic că o să mă dea de afară de la, de la medicină de aici Și, bă, chiar mă chinuie mult să intru la medicina. Pe bune, vă zic, e, e, greu la medicină Cine e la medicină poate să ne zică în comentarii Da, e, e greu, ok, bun o persoană beată ar trebui să fie aici. Dar care e persoana beată? Tu ești, mă? Nu, pai, nu pare să fii beat. Ăsta e beat, mă? Ce faci, ma? Bă, dar chiar așa, pești ne nesimțit? Umbli beat pe stradă, mă? Stai jos, stai jos ca te verific imediat, beat. Ok. Ok, să-i facem o injecție. O să-i facem o injecție, cred, pentru că dacă e bețiv și umblă pe stradă, merită o injecție să-l doară păpănețul. N-avem de ales, fraților. Ok. Ce, mă? Are 35 viață și nu are presiune la... Uh, e... e cam grav, cred. Sistem respiratoriu, ok, bun. Ok, facem un pic pe spate așa. Domnule, sunteți ok? Dacă nu sunteți ok, puteți să-mi spuneți. Uh, puteți să, puteți să-mi spuneți, domnule, ok, hai să, hai să vedem dacă are droguri, bă, că poate s-a și droga, cine știe. Ok, pare să fie curat băiatul, bun, hai să-l lăsăm, totuși este un pic, uh, este un pic beat. Uite, văd că și-a mai revenit un pic, i-am făcut și injecție, băi, deci dacă mai umbli beat pe stradă, ai pus-o cu mine. Deci ai pus-o rău de tot, nu știu cum să zic, voi ce vreți? Nu vezi că-s cu ambulanța aici? Hai, 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 grijă că... Să de capul tău. O persoană a fost lovită de mașină! O persoană a fost lovită de mașină, vă vine să credeți! Ok, deci a, asta e un caz nou pentru mine. Este un caz nou, așa că trebuie să acționăm cât de repede și cât de bine putem Pentru că cu așa ceva nu te întâlnești în fiecare zi Persoana lovită de mașină, nu, nu, nu în fiecare zi și nu pe tura mea Cât este ceasul? Este ora 19 Nici măcar pauză de masă nu mi-am luat, dar nu contează Sunt crezi noapte, ce fel de cazuri sunt, fraților? Pentru că noaptea e nebună, rău de tot 24 de ore, am zis, 24 de ore, facem Suntem foarte aproape de persoana lovită de mașină și cred că s-a întâmplat în... Într-o parcare sau într-o zonă industrială ceva Pentru că, bă, s-ar putea să nu fie foarte grav, sincer S-ar putea să nu fie foarte grav Sper să fie și poliția la fața Ok, poliția nu este la fața Ce faci, mă? Pleci de la locul accidentului? Bă! Nu cumva să pleci de la locul accidentului Ce, mă? Bă, după ce că l-ai lovit pe ăla cu mașina Mai și comentezi, mă? Bă, mai și comentezi nu... Bă, tu, tu ești nesimțit? Ăsta e nesimțit, mă, dar cu mașina peste om și mai și comentează. Doi drumul să nu te văd. Să nu te văd în fața ochilor. Domnule, ce ați pățit? Uite, mă, ce mașină bengoasă avea. E șmecher de la el, mă. E șmecher de la domnule. Nu-i problemă, vă, a, vă, ajut eu. Sunteți conștient? Câte degete am ridicate? Cinci? Mhm. Mm nu e bine, e, e, e nașpa, e nașpa, domnul. Ok, o să-i facem tratament, o să facem uh, respirație la piept acolo, să, să, cu plămânii, cu alea, să fie uh, așa, ok. Văd că se zbate, uh, da, totul pare să fie în neregulă, uh, dacă mă întrebați pe mine. Bun, o să, o să-i facem uh, așa ceva, ia. Bun. Pare să fie ok. Pare să fie ok, ok, o să lăsăm să plece. Domnul, dacă vreți, vă duc și acasă, da, nu vă duc, las. A, să nu aveți nevoie să mergeți acasă, domnule, pentru că pentru că nu aveți nevoie, ok, totul este în regulă Suntem aici aproape de ocean, este noapte, cât s-a făcut cea, s-a făcut ora 9, bă, fraților Ora 9, vine noaptea și hai să vedem ce uh, traume sunt noaptea pe șosele okay? ok, trebuie să transportăm un pacient, acum ne-am făcut paramedici și haideți să ducem... Uh, Hai să ducem pacientul în uh, siguranță Este cod 1, ok? Trebuie să-l luăm, probabil să-l ducem la spital Hai să vedem, este și aproape de noi Vă rog frumos să faceți loc că vine bossul Bossul ambulanțier Bă, eu sunt șeful de tură, bă Pătura mea, am fost promovat din nou Și sunt șeful de tură și fac ce vreau eu aici La paramedici, bă, sincer îmi place să fiu paramedic, de ce să, de ce să vorbesc prostii. Totul este bine când se termină cu bine. Ok, dați-vă la o parte. Paramedicii au totul sub control. Ok, bă, ce frumos să vede podul la bă, -ai ce zice, n ce zice, frate. Ok, trebuie să intrăm în casă la ombă. Ia. Haideți, domnul pacient. Sau doamna pacient, bă, sper să fie o domnișoară drăguță că poate, poate o transportăm și până la noi acasă, cine știe. Ok. Cam greu să mișcă. Văd că s-a urcat în mașină, ok? Mai s-a urcat cineva? Are însoțitor sau ce? Ce s-a întâmplat? Și acum unde ducem persoana? Unde ducem persoana că nu înțeleg? Deci persoana e la noi în dar nu știu unde să o duc. Nu-mi zici unde să o duc persoana, mă. Ok, vă că persoana asta nu vrea să... Nu vrea să fie dusă nicăieri, așa că mergem la o persoană lovită de mașină, că de ce nu? Și avem și dește acum, zice, avem și spectatori în spate aici că avem o doamnă, în mașină care nu vrea să mai, să mai coboare sau ceva și nu înțeleg de ce. Cred că nu-i place acasă și vrea să se plimbe așa că ono, cu noi la plimbare, fraților, asta e. Bă, văd că ăsta a, 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 plecat din mașină, da, cred că a ajuns la destinație sau ceva. Am preferat să fac noapte pentru că efectiv nu se vedea mai nimic și am zis să fac, să fac ziua, să vedeți și noi ceva aici pe episod. Că, na, tot 24 de ore sunt, era ora 23 sau ceva de genul, adică mai avem vreo 6 ore, ok? Bun, deci începând de acum, 6 ore înseamnă, deci de la 8, să zicem, deci de la ora 8, mai avem puțin, mă, mai avem puțin din tura noastră. Avem aici aproape pacientul nostru care a fost o videomașină și nu înțeleg cum ce căuta un om pe aici, pe în zona asta, pe jos, fraților, că pe aici, uite și tu ce curbe sunt, ce astea, poate i s-a făcut rău și acum sunt în fața mașinii. Nu avem de unde să știm până când nu ajungem acolo. Și vreau să scrieți în comentarii ce vreți să ne mai facem. O poate data viitoare ne facem pompieri, să stingem incendii. Bă, cred că ar fi, cred că ar fi super tare. Și poate găsesc un mod de la șmecher cu polițiști, pentru că ăsta e un mod în gta normal, nu poți nu poți, nu poți juca ca paramedic, adică nu pot să ai misiuni de astea și așa mai departe. Ah, da, cred că m-am bușit sau ceva. Unde este persoana? Uite, bă, acolo, în mijlocul străzii. Pardon, pardon, bă, dar nu vă opriți să acordați ajutor? Ce fac ăștia, mă? A, a căzut pe jos, a căzut pe jos! O doamnă, da, peste o doamnă, cu o mașină de golf. Ce s-a întâmplat, doamnă? Sunt aici, totul este în regulă, stați niștită. Deci a scălcat o pe această domniță cu mașina vreau să știu. Nu zice nimic, ok? Uh, ok, îi dăm tratament. Ii dăm. Uh, hai, să, hai să o băgăm în ambulanță. Hai să tratăm. Uh, să tratăm persoana în, uh, în ambulanță. Ok, uh, da, nu stiu ce am apasat aici. Nu stiu ce am apasat. Dar trebuie să tratăm persoana în ambulanță. așa că trebuie să mergem uh, în ambulanță, nu? Trebuie să, trebuie să tratez ăsta. Gata, frate, trauma. I-am dat trauma. Dar cred că s-a stricat morul sau ceva. Uh, da, aparent. Ok, sistem object, nu stiu ce. Ok, ok. Bun, deci. Go on the ambulance. Pacientul s-a dus în ambulanță și... Gata, mă. I-am dat drumul. Tot e în regulă. Bă, da! Bă, da, n-aveți răbdare deloc! N-aveți! Stai, pe loc, că dacă... Te bat! Te bat! Oi păi fi șofer pe ambulanță, dar te, te, cam bat, ai auzit? Stai cu minte că-ți dau la ficați. Eu te mă, frate, ăștia n-au răbdare. Ce, mă? Bă, eu nu înțeleg, salvez oamenii și-mi fură ambulanța! Dă tractorul, Trebuie să-mi recuperez ambulanța, ok? Dăm tractorul. Ambulanța mea a fost furată de un pacient, ce să vedeți. Asta n-am mai văzut până acum. dă te la... Dar nu cred că... Nu cred că reușesc cu tractorul ăsta să... Să-mi recapăt ambulanța înapoi. Ba, hai să încercăm și cu elicopterul, toate că eu știu că nu pot să zbor cu elicopterul. Hai să... Hai să vedem. Helicopter, ok? Bam, bam. Am luat elicopterul frumos. Și hai să vedem ce culori ne dă cu elicopterul, chiar sunt foarte curios, ok? Bun, ăsta trebuie să scoatem de aici nici nu pot Efectiv să... A, bă, Ok, hai să... Hai să acceptăm Ia, uite, e aici aproape aperul nostru Cod 3 Este în această mașină codul 3 A, ah, ba nu, nu, e în mașină, stai Am ajuns cu elicopterul, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Sunteți în regulă, domnule Am venit cu elicopterul foarte repede La un caz Și hai să vedem ce se întâmplă, bă? Câte ceasă Deja mai avem niște termină și tura Domnule, respirați Nu, nu, nu ne răspunde Ok, poliția A luat pe cineva Bun, hai să vedem, uh, nu vreau să tratez în ambulanță, vreau să-i fac un tratament uh, respiratoriu, ok? Un tratament respiratoriu că pare să fie ok domnul, doar că, doar că nu mai putea să respire și da, am reușit să salvăm uh, situația destul de repede. O să băgăm un om și în elicopter să vedem care e faza cu el. Bun. Hai să vedem și ultimul caz de astăzi pe care îl luăm cu elicopterul Să vedem care este situația uh, Un apel, vă rog, ok Accident cu vehicule! Accident cu vehicule! Ok Haideți Cod 3 de accident rutier Ok Totul este în regulă, stați liniștiți, nu vă panicați, dar nu știu la ce distanță e... E accidentul, sincer Ba, pare pot să mergi și cu elicopterul Mai greu așa, dar da, mergem Dar totuși trebuie să vedem care este situația cu omul ăla accidentat acolo Pentru că nu cred că e prea ok Dacă este un om accidentat este, este de rău tot timpul, fraților Bă, toate ca toate, ambulanță, neambulanță Dar se vede foarte frumos orașul de aici Adică nu știu cum să vă zic E E cam top orașul ăsta, arată bine, orașul pe care îl slujesc cu, cu încredere, bă Pentru că știu că toate au o rezolvare Bine, mai puțin băiatul ăla pe care i-a tras un picior și s-a cam dus și, ce zic? Dar nu are nimic, fraților, toți străini, toți murime, tot în regulă Ok, văd ambulanțe acolo, nu ambulanțe, mașini de pompieri și tot ce trebuie Deci dacă a fost chemat elicopterul, înseamnă... Aoleu, nu cred, s-a răsturnat S-a răsturnat O mașină Nu este Nu este în regulă dacă mașina s-a răsturnat Sincer Ok uh, S-a răsturnat o betonieră și cred că A și luat foc dacă mă mai bine Ce s-a întâmplat domnilor A la betoniera foc Și căutați-mă pe mașină A stins, a stins incendiu Na poliția Poliția nu e. Bă, dar ce făceai, domne, cu betoniera pe aici? Pe bune acum. Ce făcea? Sunteți în neregulă? Da? Dacă sunteți în neregulă, tot e bine. Bă, cred că e dus, bă. Cred că cred că e dus, ia să vedem. Tratament CPR. Hai. Haide. Respiră. Respiră. Îi face respirație gură la gură? Respira! Haide! Cred că, cred că e pe moarte, sincer. Cred că e pe moarte. Ia să... Ești bine, domnul? Ești bine? Bun, aparent tot e bine când se termină cu bine barba Shailor. Nu uitați să dați și voi un like acolo pentru că de data asta o să-l batem pe ăsta că s-a răsturnat cu ambulanța cu uh, autoutilitara asta aici și a lăsat-o aici. Dați un like dacă v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți episoade de acest gen și până data viitoare v-am pupat și v-am salutat pe toți barba Shailor și să sperăm că ne putem face pompieri într-o bună zi. Ia, mă, să și mașina de pompieri, să vedem cum ne stă în dați vă jos că tai de capul vostru. Ia, mă. Ia. Asta nu are sunet, mă? Mașina de pompieri nu are sunet, dar putem trage cu apă. Da, putem trage cu apă, cred și... Poți să mă duc cu mașina! Abbey, ce asta, mă? 3. A, persoana o persoană inconștientă Da, mai hai să vedem și persoana inconștientă Dacă tot suntem, dacă tot suntem în zonă Și mergem cu mașina de pompieri Că mi se pare, mi se pare tare să meargă un medic Cu mașina de, de, pompieri La o intervenție chiar, chiar e tare rău de tot Sper să găsesc un mod ca lumea de pompieri Să avem incendii în tot orașul Să fie nebunie pe felie Și de alea Hai mă, bă, dar ca multe curbe, bă Ok, persoana inconștientă este chiar în fața noastră Cred că aici e, nu? Am venit cu, cu asta pentru că, nu, am zis să vin Hai că mă enervești, ceva Să prieten cu tine, mă? Na de aici, mă Na de aici, mă, luați-o de aici Luați de aici că vă ajut eu pe toți, bă să trăiți Gata, bă, am omorât și a doua persoană în episodul de azi Nu uitați să dați like și prezentați videoclipuri V-am pupat pe toți barba, pentru că îi bat pe ăștia De le sună apa în cap Și pașpa.